Dinamoviștii nu uită și nu iertă. După eșecul din tur, când au pierdut în prelungiri cu 86-91, albroșii s-au răzbunat și au învins-o pe CSS Giurgiu. În direct la Digi Sport, bucureștenii au preluat rapid inițiativa și s-au instalat la conducere, iar după primul sfert aveau deja un avans de 13 puncte, 29-16. Vedeta oaspeților Kevin Sims a încercat să echilibreze meciul. Dinamo nu s-a dat însă bătută și conducea la jumătatea meciului cu 46-25. Bucureștenii și-au continuat recitalul și după pauză și s-au impus în final cu 83-71. Johnson a fost cel mai bun om al meciului. Dinamovistul a reușit 28 de puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive.